Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Lumea Tenisului. În această zi doresc să vă exemplific importanța pașilor în momentul în care noi lovim cu forehand-ul, cu lovitura de pe partea dreaptă din alergare. Sunt niște pași care trebuie bine însușiți, bine învățați. Și anume, vom începe cu un jalon, dar mă voi așeza cu fața spre fileu, în această poziție. Îmi imaginez că am racheta în mână, retrag racheta, corpul mi-l răsucesc, iar de aici voi lovi mingea și în același timp voi face o săritură ușoară de restabilizare, da? Gata, da? Deci de pe dreptul lovesc, aterizez pe stângul dreptul, da? Gata, de pe dreptul, stângul dreptul. Bun, îl vă ruga pe Martin să îmi fac același exemplu. Te rog, prima oară fără rachetă. Așa, da. Deci așez piciorul drept. Așez piciorul drept. Sari. Hai, fii atent. Așa, perfect. Și sari înapoi. În același timp pregătești. Perfect. 1, 2, lovești. Perfect. Bun. Acum, același lucru cu racheta. Ia să vedem. Săritură, pregătire. Săritură scurtă, pregătire. Da. Perfect. După cum, stop, mulțumesc, stai în partea asta, țin racheta. După cum observați, acest exercițiu se însușește mai ușor fără rachetă, după care cu rachetă și acum o să fie și cu rachetă și cu minge. Să lovim câteva mingi. Martin, te rog să stai în partea așa. Foarte, foarte ușor, atenție. Pregătește racheta în spate. Lovim, săritură, restabilizare. Foarte bine. Pas de restabilire. Hop! Perfect. Ne împingem de pe dreptul, pe stângul și aterizăm tot pe dreptul. Fă încet. Deci de pe dreptul, stângul, dreptul. Rămâi în poziția aia. Foarte bine. Ne împingem pe dreptul, lovim și ne restabilizăm tot așa printr-o săritură ușoară. Foarte bine. Bun. Martin, mulțumesc. Așa. Bun, deci... Cu alte cuvinte, ce am vrut să exemplificăm, Martin, te duci un pic mai în spate, te rog să-mi dai și racheta, Martin. Deci în momentul în care noi ne aflăm în deplasare, o minge este, ne împinge foarte mult în exterior, vom alerga, vom face pașii respectivi și vom reuși să lovim mingea fără să fim, fără să fim deranjați, da? Ne restabilizăm și astfel putem să ne retragem cât mai repede în partea opusă. Încă o dată o să vă arăt. Deci să zicem că mingea mă împinge în exteriorul terenului, am alergat, lovim, restabilizare și urmărim să ne retragem cât mai repede spre mijlocul terenului. Sper că v-a fost interesant acest episod. Vă rog să procedați la fel dacă considerați că este important. Vă mai aștept. Toate cele bune!